Să vezi să fie Domnul! Iubiții mei, în dimineața așa se pare că este timp de predică. Nu vă speriați, știți că eu nu... Nu sunt, o... nu sunt, un... evanghelist care vă țin mult în predică, fiți din Dar doresc să dau și eu câteva îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu despre frumoasă ocazie pe care noi o avem să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Mă bucur și eu să-l fratele Iosif, am crezut că mă întâlnesc ieri cu el, dar da, n-am avut ocazie, dar după adunare eu cum ne putem îmbrățișa. Uh, a fost și el în Vietnam, misionar, să vezi să fie domnul că avem misionar în Vietnam. Așa parcă mi-ar de inima și zic, mai mi-a luat-o cu înainte. În România de pat, nu mă și am zis la fratele Conel, data viitoare, ca să mă pregătesc și eu. Domnul să o binecuvinteze. Domnul să ridice misionari și tineri, numai din ăștia așa care ne cade și părul și puterile, să binecuvinteze tinerii care au forță în ei. Ați văzut copiii cum cântă, e de trei ori mai tare cât coriștii. Ăștia cântă pentru că, ca de pe timpul Domnului Iisus, când spuneau fariseii, așa se atacă din gură. Dacă și Domnul Iisus spune, dacă nu, spune, dacă nu vor vorbi, ei pietrele vor striga. Și cei ce sunt la să spune că scoate Dumnezeu laude. De ce voce are copiii. Fi să vii să fie Domnul, nu se bine că mi-e că ei sunt ca niște melușei, ca niște lile Adică ai? Okay? Domnul să bine că minteze. Iubiții mei, textul din dimineața aceasta este un text frumos. Este un text pentru cine? Nu m-am pregătit atât de mult, poate este mai mult ca un mix studiu biblic, o să citesc din mai multe locuri din Biblie. Este foarte interesant pentru că și dumneavoastră, cred că cu toții vă gândesc când citiți Evanghelia și mai ales când ajungeți la, moarte, la suferințele și la moartea Domnului Iisus, vă puneți fel de fel de întrebări ca și mine și ca alți evangeliști care au predicat și ca alți păstori care predică despre suferința Domnului Isus. Este ceva aproape de neînțeles, dar Dumnezeu așa a rânduit ca să tremeată pe Fiul Său sau cu alte cuvinte, Dumnezeirea să vină pe pământ să mântuiască omenirea, că nu se putea altfel. Dar în felul acesta este atât de tainic, spunem noi, pentru că în roman citim în felul următor. Doresc să citesc lucrul acesta, în roman citim în felul următor, în capitolul 9. Deci ce vom zice cu 14 versetul? Nu cumva iese nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci, e, căci el, adică Dumnezeu a zis lui Moi, să voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. Așa, dar nu atât nici de cine vrea, nu de cine alargă, ci de cine Dumnezeu are milă. Astfel, dar, în 18, el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Ați văzut dumneavoastră că sunt mulți oameni care în lumea aceasta, care se împlinește cuvântul Domnului, care îl citim în o pagină mai în urmă, cum spune în felul următor. Pe când mâncau ei, în 26 cu 26, Iisus a luat un, o pâine și după ce a binecuvântat-o, a o a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acest este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, vezi tot din el, căci acesta este sângele meu, sângele gământului celui nou care se vartă pentru mulți spre etarea păcatelor, pentru mulți. În Ioan 3, cu 16, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea, noi putem să spunem lumea întreagă, dar și acolo, pentru ca oricine crede în El. Gândindu-mă la aceasta, vedem că când ajungem la cuvântul Biblie, la cuvântul Dumnezeu, la cuvântul mântuire și al Domnului Isus, lumea se împarte. Unii cred și unii nu cred. Un ajung mai departe, poate vă nu mă refer la aceasta. Deci nu toți cred lucrul acesta. Nu toți cred. Mai cu seamă cei care au venit la pocăință, au trăit o perioadă în pocăință, au făcut lucruri de, un, de au lucruri mari. Și totuși s-au răcit sau alții au abandonat pentru o viață sau în altă, datorită anumitor împrejurări. Sunt și de cazul de felul acesta, așa cum este Iuda, din Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, Spune că la fiecare praznic al Paștelor, Degătorul dregă, sau Pilat, judecător era probabil pe timpul acela, că așa spune aici, că el s-a ajuns pe scaun de judecător sau știu eu cum îl trebuie să numim, primarul Ierusalimului sau. Aveau obicei să sloboadă norodului un întemnița pe care îl voiau ei, pe care îl cereau norodul. De data aceasta, în temniță, s-a aflat un întemnițat, un, un om făcător de rele, un om rău, dar numele lui era un om, un nume bun. Istoria spune că îl chema și pe el, tot sus. Nu arăt aici, eu nu vreau să amintez, dar din istorie reiese că Baraba, acest Baraba avea și numele de Baraba, avea și numele de Iesua sau Iosua. Dar aici e scris numai despre Baraba, Baraba care bar adică fiul tatălui, era întemnițat pentru omor, pentru răscoală, pentru jaf sau mai știu eu ce altă. Era în Era un condamnat la moarte. Dar era fiul tatălui. Domnul Isus, Vă aduceți aminte, am mai predicat aici altcineva cu mai mult timp în urmă, foarte frumos, despre dedicul acesta. Domnul Iisus era și El Fiul Tatălui, dar de data aceasta era numai Fiul Omului. Adică, așa cum Domnul Iisus ieșea foarte des în evidență, Fiul Omului a venit, Fiul Omului a venit, Fiul Omului a venit. Erau doi fii, de data aceasta, acest Baraba, Baraba, Fiul Tatălui Pământesc probabil a fost întâiul născut, probabil a fost crescut bine, dar a avut o cale rea și a ajuns să fie osândit la moarte. Ce mi este mie interesant când citesc Cuvântul lui Dumnezeu că oamenii și norodul din timpul acela choosing Baraba, preferă să fie eliberat Baraba. Nu știu dacă dumneavoastră să vă o ocazie să stați, să călătoriți undeva și cu trenul sau cu avionul sau mai știu eu, sau în orice împrejurare, sau să mergeți undeva într-un în camp și acolo să aveți ocazie să întâlniți pe cineva și să cineva să zică, auză, ăsta e un ucigaș, știți că e un ucigaș. De unde știi? Păi eu, eu l-am cunoscut, l-am făcut așa, nu știu ce, toată lumea s-ar feri de el. Eu am trăit clipele acestea în câteva rânduri și vă pot spune prin viu grai. Toți s-ar feri să se lângă un ucigaș. Baraba este cerut de popor să fie eliberat el în locul Fiului lui Dumnezeu. Ce este interesant că nevasta lui Pilat, tot istoria spune că a fost iudaică, spune ea, i-a trimis răspunsul lui, lui pilaș spune în felul următor. Pe când Pilaș sta pe scaunul de judecată, de judecat, nevastea a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta că azi am suferit mult în viz din pricina lui. Probabil Dumnezeu i-a dat o revelație ei și a trimis pe cineva să-i spună pentru că în timpul acela nu putea să intre probabil o femeie acolo poate nici nu avea voie. Dar trimis pe cineva să-i spună, eu cred că Pilat a luat seama, pentru că în ultima fază, probabil romanii obișnuiau lucrul acesta, dar eu vă spun biblic. Zice așa, o să vă citesc un, un verset și din Ioan, unde când preoții cei mai de seamă a spus că, sau soborul a spus că el trebuie să moară că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu, zice că i a fost mare frică. Deci, textul acesta aș putea să, versetul din Ioan aș putea să-l aduc aici, în acest text, să spun că atunci când uh, nevastul lui Plat îi spune să n-ai de-a face cu neprihănitul acesta, el s-a gândit și la cuvintele care le-a spus în Evanghelistul lui Ioan, el amintește, și a fost mare frică. Dar în ultima instanță spune Cuvântul Dumnezeu aici că Pilat, când a văzut că nu ajunge, ajunge la nimic în versetul 24 și că face, să face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului în și a zis Eu sunt nevinovat de sângele la aceasta, treaba voastră! dați voi să vă citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, de om 21, ce a făcut Pilat. Probabil știa, dar eu vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Deuteronom capitolul 21. Dacă în țara pe care îți o dă Domnul stăpânire, Domnul Dumnezeul tău se găsește întins în mijlocul unui câmp, un om ucis fără să știe ce la a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mor până la, cetate, până la cetățile de împrejur. Când se va hotărâ cetatea cea mai aproape de trupul mor, bătrânii din această cetate să iau o vițea, Vițica aceasta să caută în toată lumea aceasta. Când se va găsi vițica aceasta, se va întâlni un mare eveniment. În toată lumea se caută, spun că s-a pe undeva pe America, vițica roșie. Adică vițica aceasta se caută cu lupa. Dacă nu are un fir de păr, pe ea de altă culoare. Alb sau de altă culoare. Dacă are un fir de păr găsit și undeva, o abandonează. Încă nu s-a găsit de foarte mulți ani vițeaua roșie care să împlinească în Cuvântul Dumnezeu ca să poată să facă, templul templu sau mai știu eu ce ar trebui să facă evrei Bun. Aceasta este, probabil și dumneavoastră să știți pe internet. Să caută vițica aceasta roșie. Să aducă vițeaua într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și nu se ară, nici nu se seamănă. Și acolo să tai capul vițelei în vale. Atunci să se apropie preoții fiilor Levi, căci pe ei a ales Domnul Dumnezeu tău ca să slujească și să-i binecuvinteze în numele Domnului, ei trebuie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea mai apropiată de trupul mort să spele mâinile pe vițeaua căruia i s-a tăiat ca în un vale lung cuvântul și să zică mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii și n-au văzut văzându se iartă, Doamne, pe poporul tău, Israel, pe care l-ai răscumpărat și nu pune în socoteală sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel și sângele acela nu va fi spus la socoteală și pe lat face lucrul acesta. Ca să scape el, pentru că așa era scris, probabil a știut, dar eu vă citesc ceea ce este scris în Biblie. la acesta, el având și frică, pentru că când a auzit că este fiul lui Dumnezeu, el își spală mâinile, Acum dacă Baraba trebuia să fie eliberat, fiind un păcătos, unul dintre oamenii care nu mai avea iertare, pentru că era condamnat la moarte pentru un omor, pentru un bujaf, pentru o răscoală. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care este în Leveticul, și -o -o să vă citesc cuvântul acesta. În Leveticul spune în felul următor. În Leveticul în Leviticul 14, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată care va fi legea cu privire la cel lepros. Noi știm că un lepros era asemenea unui făcător de rele, era izolat de, de, de restul lumii prin faptul că era lepros, era ca un ucigaș izolat. Un ucigaș era în lanțul toată viața sau până când trebuia să o omoare. Un lepros trebuie să fie izolat toată viața până când murea el. Nu era dus într-un camp de bătrâni. Nu era sau într-un orfelinat de copii, dacă de mic copii la avea lepră. Și era izolat într-un loc nepotrivit. Într-un loc undeva unde era aruncată lumea care nimeni nu s-a probiat. Și dacă el se apropia de la o distanță oarecare cât putea să-l audă cineva care trecea pe acolo, el trebuia să strânge în gura mare. Lepros! 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 Adică, cu alte cuvinte, el era un incurabil, un bonlav care nu se putea apropia nimeni de el pentru că și el ar fi luat lepră, așa o boală periculoasă era ca unui făcător de rele pe toată viața închis. Ori unui om care face rău, ora unui om care este lepros de rele, de, de, de boală grea. Nu mai avea temăduire, nici unul iertare față, față de popor și nici celălaltul vindecare. Dar aici spune cuvântul Dumnezeu în felul următor. Preotul să iasă din tabără, să certeze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de lepra lui, preotul să poruncească să, pentru curățirea lui două păsări vii curate, lemn de cetru, și șop. Bine, cărmâsul era uh, o culoare care trebuia să ca să poată să deosebească atunci când turna în vasul acela. Și isopul era acea plantă care nimeni nu avea pierie. Și era o plantă care atunci când o moaie în apă și o stropești, are foarte multă, rămâne foarte multă zeamă în petalele și în frunzele acestui isop. Și în România, și când se copii, știți că era așa o plantă care creștea pe câmp. lua planta aceea, și de obicei aproape fiecare în casă avea planta aceea pentru anumite obiceiuri de familie. Și aici spune că trebuia să ia două păsărele vii, lua isopul acela și spune cuvântul Dumnezeu în felul următor. Preotul să poruncească să, și să junghie una din aceste păsări în apă curgătoare care o lua și o punea în vasul acela. Tăia pasărea vie, sângele ei curgea în apa aia curgătoare care o lua în vas și stropea de șapte ori pe cel care era vindecat de lepră. Interesant că preotul avea voie să apropie și nu să nu se avea. Pentru că Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu îl proteja pe preot. Leviții erau protejați de Dumnezeu, de aia era sfințit de Dumnezeu. Numai el avea voie să apropie de cel care era lepros. Îl stropea de șapte ori și îl declara curat. Pasărea vie care rămânea, era muiat în apa aia, era stropită cu apa aceea, cu sângele acela, curgătoare, și se dea drumul în văzduc și zbura. Și el era eliberat și era declarat că era viu. Așa că este interesant dacă cineva citește și a spune că este banal. Întoarce imediat pagina și merge mai departe, pentru că nu este nimic interesant. Dacă stai să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, tăierea acestei pă păsări, da drumul la această pasăre, muiată în această apă cu sânge, stropită și da drumul. Nu te, nu te poți gândi numai la curățirea bisericii Domnului când își va lua zborul din văzduh, muiată în sângele păsării aceea care era roșu, bineînțeles, cu cărmăzul acela amestecat acolo și era dat drumul și a zbura, și nu se mai întorcea. Acest baraba, acest baraba a fost eliberat în felul acesta. Cineva trebuia să moară, cineva trebuia să fie eliberat. Un fiu al tatălui trebuia să moară și un fiu al tatălui trebuia să fie eliberat. Un fiu ceresc al tatălui ceresc trebuia să moară pentru cineva. Istoria spune că baraba s-a fi întors la Domnul după aceea. Și eu cred, eu, și eu cred lucrul acesta. Acest om plin de un nume atât de rău. Și tot poporul care este acolo a strigat. Pe Baraba vrem. Ce să fac cu Iisus să se numește Hristos? Să fie răsândit. Biblia spune că ei proroceau. Făcând locul acesta, proroceau. Oamenii proroceau. În ultimul verset spune și tot norod a răspuns sângele lui să fie asupra noastră, asupra copiilor noștri. Ei proroșeau! Ei proroșeau! Caiafa! După ce Domnul Iisus învie pe laser, spune cuvântul Dumnezeu că Caiafa, atunci când s-au adunat împreună de ce mai de seamă cu cărtulare și farisee, spune că ce să facem? Fiți atenți ce spune cuvântul Dumnezeu. dați voi să vă citesc, că este foarte interesant. Eu pot să să amintă pentru că am puțin timp. După ce îl învie pe Lazar, în capitolul 11 cu versetul 47, preoții ce mai de seamă și fariceii au adunat soborul și a zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni, iubiți le Dumneavoastră știți așa s au auzit multe întâmplări care s-au petrecut în lume. Zice că cineva a avut o fetiță bolnavă sau un copil bolnav, nu mi-aduc aminte, și a auzit el că dacă el ajunge la Ierusalim și se duce la, nu știu unde, la zidul plângerii sau nu știu unde, la mormântul Domnului Iisus, cineva spunea că au auzit că nu știu cine din lume s-a făcut lucrul acesta, s-a vindecat copilul sau fața lui cumva. Și se zice că o persoană aceasta s-a dus în Israel și cum nu a pășit piciorul în aeroport? Bine, după ora care probabil ea a vorbit cu familia, zice că când a pășit în aeroport și s-a dat jos în avion, copilul lui acasă a vindecat. Atâta credință a avut omul acela. Pentru că credea că dacă ajunge la Ierusalim. Așa cum a spus Naman, dăm voie să iau doi sălți de pământ ca atunci când mă voi ruga, când, și, când meu să vă pricini de mâna mea. Să nu mai mă rog pe un pământ întinat. Atâta credință a avut el. Și prorocul spune, „Păi, în pace. Omul acesta a crezut că dacă merge în Israel, și pășește pe pământul Israel lui va fi și, -o așa, o, și -o fost, sau soția lui, oricum. N-ar vrea să crește. Dar ceva de genul acesta. Omul acesta face minuni, ce vom face? Păi, frați și surori, dacă cineva ar face, nu să până la marginea pământului, dacă cineva ar avea un soț, o fică, o, un copil bolnav, până la marginea să pământului să-l ce mai scump bilet. Să ducă acolo omul Dumnezeu să, să vindece copilul. Eu așa cred că ar face fiecare. Dacă ar fi undeva un om al lui Dumnezeu care să aibă dar de te să duce până acolo. De data aceasta, preul ce mai de seamă cu, cine, cu tot soborul care s-a adunat, spune, omul acesta face minuni. Păi de nu face arăle, ca să-l să, pace, să omoare. Ce vom face? Și au zis, spune cum Dumnezeu în continuare. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romani și vor nimici locul acesta locul nostru și neamul, au văzut ce produceau ei, că așa au și -a fost. Ei, cerau cereau singur soarta în loc să creadă în, în, în jerfa și în numele Fiului Dumnezeu care vine să răscumpere lumea. Și au zis, ce spune mai departe cu Dumnezeu. Unul din ei, Caiava, care era mare preot în anul acela, le-a zis, „Voi nu știți nimic. Mă, voi nu știți nimic. Vă știți care e cel mai bun plan? El a venit un plan foarte strategic, foarte bun. Au ce spune. Care era mare prin urmatul acesta, le-a zis, voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un norod, ca să nu peră tot neamul? Dar lucrul acesta l nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam, dar el nu l-a spus cu inimă curată, din răutate, din gelozie, pentru că vrea să-l vadă mort pe Fiul lui Dumnezeu ca să împlinească cuvântul Dumnezeu care spune că un, împărat, un om din neam mai sunt într-o țară ca să opune o împărăție și a trimis pe unul dintre robii lui sau în cealaltă evanghelie spune pe robi ca să ia darea de la pământ și spune că n-au venit, l-au rănit, l-au bătut și au trimis cu mâinile goale, au mai trimis un altul și după l-au făcut așa, mai trimis pe mulți alții și spune la pământ să zice cuvântul Dumnezeu așa că a trimis pe fiul său, zice iată moștenitorul, hai să-l omorâm și împărăția să fie a noastră. Aici se împlinește cuvântul acesta. El a prorocit. Atât mi-a fi de rău să pot să prorocesc pentru cineva din gelozie sau din răutate, că îi se întâmplă ceva. Și tot să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu m-aș apropia de tine și să spune, frate, mie nu-mi place cum predici tu. Nu-mi place. Sincer să spun, nu-mi place felul tău de predică. ce spune tu? ai spune și copiilor tăi, dacă ar trebui să vină cineva la mormântare, ai mi-a zis, te ticule, nu te duci la mormântare, nu mă duc, de ce? Omul acesta mi-a spus mereu că el nu îi place de predica mea, când predic eu. Și este un adevăr, atât de sensibil ar putea să fie un om. Dar când cineva se ridica împotriva cuiva, să-l la moarte. Iubite mei, Domnul Iisus a murit pentru oameni, a murit pentru Baraba ca să salveze pe el, și l-a salvat. Eu cred că lucrul acesta că l-a salvat. Domnul Iisus a murit pentru noi toți. Domnul Iisus a murit pentru biserica lui ca să o spele cu sângele lui în apa sau în sângele care nu seacă niciodată. De ce era apa curgătoare pentru pasărea ce? Sânge care nu seacă niciodată. Domnul Iisus a fost melul care s-a pentru noi de Paști. Domnul Iisus a fost sapul ispășitor care a a început pentru că sap era pentru pop, pentru Azazia, adică pentru cel rău, să ducă în pustii, să-l mânce să-l să, mânci, fiare, să, bagi, să mai știu ce se întâmple cu el și unul era pentru la Adonai, pentru Domnul. Și interesant, spune cuvântul lui Dumnezeu că preotul când băga mâna în, în pocket acolo ca să scoate una dintre cele două pietre, ca să pună întotdeauna piatra cădea pe mâna dreaptă care trebuia să o pune pe seța ales de el. Și întotdeauna piatra cădea pentru Azazel, pentru mâna stângă care trebuia să o pune pentru celălalt. Interesant! Istoria spune că din anul când Domnul s a murit, în următorul an când trebuie să fie uh, Ion uh, Kipur, aici n-a mai căzut. n a mai căzut piatra în mâna dreaptă. Și nici Istoria spune, și nici funia aia care e legat țapul ca să-l aducă. Era roșu și ea se făcea albă. Nici aia nu, mai, nu s-a mai întâmplat. Și eu cred lucrul acesta, pentru că sunt anumite lucruri când Dumnezeu își sfârșește lucrarea Lui ca să se împlinească cea prorocie legea și prorocie pe Domnul Isus, să împlinește cu da și amin. De aia nu suntem biserica nou testamentală, mireasa Domnului Iisus care să, să dea spălați pe sânge Lui. Cu câtă dragoste ar trebui să privim noi către țevii noștri ca să poată să fie mântuiți. Cu atât de iubire ar trebui să privim noi, tu către mine și eu către tine. Cu cât da doare ca noi să fim unul care știu că Dumnezeu să lucreze prin mine, pentru tine, așa cum auzeam înainte când spunea fratele, și pentru tu, pentru mine, tu să fii o binecuvântare sau o salvare sau o joc pentru mine și eu pentru tine. Ce armonie ar fi, ce ar crește biserica și să am mulți, ce ar veni oamenii la Dumnezeu, că trăia sora Geni, eu am întrebat-o că mai mergeam pe la ea și o mai ajutam pe timpul acela. Eu am crezut că rudele mă cheamă și pe mine la mormântare. Așa m-am interesat un pic, dar mi-am dat seama că oamenii înțelege tare greșit. Și zic, sora Geni, de ce dumneata te-ai pocăit? De ce, vai frate, Că am murit soțul meu, nu aveam pe nimeni. Nu știu cât a stat el la morga acolo, că ea să o ducă, și deci, mă ducea taxiul, fata, mă lăsa aici și o să team câte două ore lângă secriu. Și mine oameni să spunea, you don't have no one here. Ea nu înțelegea. Dar ce, probabil cineva îi aducea și spunea, zice, nu am pe nimeni. Și mai bine cineva și you don't have no one here. Nu am pe nimeni. Și stăteam lângă soțul meu, lângă secriu, două ori și plecam acasă. Și cineva mi-a spus că aici sunt pocăiți care tare să ajută. Se întâmplă vreo norocire, vă zic că vine o sută. Și au avut ocazie să participe la o, o astfel de eveniment și au văzut atât de mulți creștini care din adunare care au venit acolo la evenimentul acela jos, că atât de mult o, mirat, o băia încât s-a decis ca să vină la adunare. Și m-am gândit, că ia spune atâta dragoste ce am văzut la pocăință, atâta iubire, atâta dăruire unul pentru alții. Și după aceea i-a spus și lui Doamna Tamara, care s-a lângă noi mult, s-a însoțit, vizitat a vizitat-o. I-a spus și ei și zice, da, mă, o zi, uite, așa mi-a spus mie, prietena mea și așa mai departe. Mai suntem noi aceiași care aveam această mare dăruire pentru Mântuitorul nostru care s-a murit pentru noi. Noi am fost hotăniți la moarte, ca baraba. Noi am fost cei care trebuia să murim și noi ne salvați de nimeni, dar a venit Fiul lui Dumnezeu și ne-a salvat și pe noi. Iubiți mei, haideți să ne schimbăm. Haideți să rădăm, v-am mai spus eu atunci că odată am trecut printr-un tunel de vreo 8 km și m-am speriat și n-a fost lumină și mai știu eu ce și am ajuns la o unitate militară acolo, nu trebuia să, nu trebuia să ajung, dar am ajuns acolo. Când am ajuns acolo, era vineri seara, comandantul era plecat și era locuitorul comandant acolo și zice, nu avem paturi. Unitatea asta este mică și nu aveam era 70 de soldați care lucrau condamnați și ei pentru tot felul de cam avea. Și m-a dat și pe mine acolo. Dar zice, într-o cameră sunt doi, o unul de acolo, zice, mai găsăm noi un pat pentru el în altă parte, punem un pat undeva. Dar eu, cu minte de copil naiv, cu minte un pocăit tânăr care nu știam de câte de ce m-am pocăit să pe care în armată, zic, dacă sunt acolo patru patru libere din șase, mă duc acolo. A, și el spune, bun, 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 du-te, lasă că vedem noi mâine sau poimine. Și mă zic acolo înăuntru. Acolo înăuntru erau doi condamnați, doi ucigași, cu mai mult de 10 ani din închisoare erau acolo care stau în camera aia. Amândoi erau din arată nu le spun numele. Ce am acolo ei? Acei doi ucigași, acei doi condamnați, de ani de zile de închisoare, i-au fost eliberați după ce erau fost, erau în... fost condamnați, pentru că tot în timpul meu, când am fost acolo, au făcut o altă boacă, nu e mai. Acei doi condamnați, acei doi, nu știu cum să-i numesc, ca să nu fiu, să-l folosesc un alt cuvânt, mi-au fost mie atât de mare binecuvântare pentru mine, de nu vă pot spune, mi-au făcut o viață ca de rai pământesc. Acolo comandantul nu avea milă de nimeni, Acolo nimeni nu pleca acasă, nimeni nu avea permisie, nimeni nu la, la Cerna, de la Tismana m am dus printre munții aia la Cerna. Acolo și unități militare care iau pentru, a... mă... pentru... Păi, m-a doar la Sfăgărășan. Dacă m-a întrebat comandatul la Tismana că ce cu tine aici, am spus că ca și prietenul meu, păi zice, ai și doi copii, zic că n-am doi copii. Dar ce ai? Păi eu am crezut că ăla pentru pucăință, eu spus că l-a dat acolo, că... Dar, zic că eu sunt pocăi. N-am nevoie. Să gândiți, Dumnezeu i-a împetrit inima ca să nu fi luat transfăgări, așa în acolo mureau cel puțin unul sau doi soldați, pentru că eu am lucrat la mine, mă puneau pe prima lucrare care se face cea mai periculoasă. Eu am împetrit inima comandantului și m-a trimis, să o zis, pleacă, nu să mă duc, dezgertează, fă ce vrei, eu nu te primești aici, n-am nevoie de pocăiți. și am mers pe tunelul ăla până la cerna. Dumnezeu m-a protejat la acești doi condamnați acolo, nimeni nu mă deraja. Nimeni nu spunea să mă duc la apel, nimeni nu spunea cum să mă închei echipez, nimeni nu spunea când să mă duc la masă, pentru că nimeni nu-i bătea la ușă, la condamnația aia, pentru că le frică de ei. Nimeni un cuvânt nu-i spunea. Și eu pe lângă ei ca un miel. În urma mâncam ce vroiam, mă duceam la cantină și spunea o femeie mai cu inimă, că mă vedeam, mă văzut pe mine, că era un pic de deosebire în simt pentru că erau... Să, să cunoștea de aia, vă spunea înainte, că nimeni nu stă lângă un, lângă criminal. Zice, tu ce ai făcut, dragul mami? Zic că ce să fac? N-am făcut nimic. De ce ești aici? Păi să fac uh, militar. Da, aici o dragă, mami. Păi tu știi cine sunt ăștia aici? Ăștia sunt condamnați. Eu, ca acum nici nu observasem, dar auzi, stai lângă ăștia, că de ăștia știe toată lumea de frică. Nici comandatul nu spune nimic. Cu ei ești ca în rai. Și așa au fost patru luni de zile cu două săptămâni înainte de mai elibera, ei au furat un trac de pe acolo, tatra din aia, o mașină foarte grea, au vrut să plece la arat cu ea, au luat un civil cu ei, au fost un vânt mare și o mare furtună și o mare ploaie, s-au dus cu mașina 20 de minute o prăpastie, ăla aproape să moară și au venit vreo când nu știu câte mașini de poliție și de armată și de loc, atunci le-au pus cătușe și pe loc. Pe loc, și luat pe loc. Ia, unul dintre ei trebuia să rămână în locul meu, dizelist. Plus, mă, ei mă să lucrez în mine, acolo la, cana, la, 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 canalele cele, la tunele, dar Dumnezeu mi-a dat înțelepciune să mă duc la șeful de șantier de acolo care era, îl chema Stan, și spun, domnule, eu vin de la mine, de la Moldova nouă, așa, a avut, nu am lucrat din dar am școală de mecanică, în fine, mai, așa cum eram eu atunci, mai am așa, paile cu grâu, în fine. Și el a zis, da, al cunoști pe Vlad, îl cunoști pe Bureț, cunoști pe ăla, da, îl cunoști pe șeful meu, și ăla nu, o, gata, sau de lucru, unde? Catizelist. Am lucrat patru luni de zile, duceam oameni în în galerie, îi scoteam afară și puteam să dorm toată ziua. Nimic a fost pentru mine, vă spun, ca un, ca un rai. Când oamenii te condamnă, nu te neliniști, Iisus te salvează. Când ai primul loc, când ești apreciat și când ești pus nu știu unde sus, teme -te de Dumnezeu că s-ar putea întâmpla să caz. Solomon ce și spune nici nu povesti la altul binecuvântarea cu glasul de dimineața că poți uia cineva ca blestem. În tot necazul tău crede Dumnezeu că Dumnezeu este salvarea ta și Dumnezeu va fi salvarea ta. iubiți mei, noi trăim vremurile frământării ce se întâmplă în lume. Haideți să ne pocăim. Haideți să ne socotim un salvat al Domnului Isus, spălat prin sângele Lui. Haide să ne pocăim și să avem așa o părtășie între noi, ca oamenii să spună că altă dată mă duc la bucăit pentru că acum l-am văzut la nimeni, o atâta iubire, o atâta înțelegere. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta? Dumnezeu este un Dumnezeu al dragului, eu nu așa îl știu pe Dumnezeu. Am fost și pe depție, pentru că câteodată am fost câte din nu că te-o că te-o ia din asta care mai stă și pe casă, a văzut să iezi, un miel nu s-a pe casă, să iezi și fuge pe casă la deal și la, nu la deal și la vale, așa de acolo, jos și aproape că te imic, acum cade jos și moare, nu cade. Tatăl Dumnezeu cu nuiaua lui, a lui m-a dus înapoi la cale, și pe mine și pe tine. Și așa stăm, stăm și din dragoste că îl iubim pe el, dar așa și, și câteodată cu nuiaua. Și nu este aici unul care să nu simtă dragostea lui Dumnezeu, dar să nu simtă și nu iau la Dumnezeu. Nu este aproape aici, pentru că fiecare a trecut. Dacă așa stau lucrurile și un așa de mare mântuitor avem, să nu o facem capilat. N-a ajuns nicio înțelegere. El să-l frate, pentru că avea atât armat în jurul lui. Nu poate să-l Eu îmi spăl mâinile. Că așa spune în, 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 în legea lor. Eu îmi spăl mâinile. Eu nu am nimic de a face cu neprinjenit. Nu ne spălăm mâinile. Haideți să ne spălăm viața în sângele meu pentru că El este saldația noastră, El este salvarea noastră și mântuirea noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.